E anul 1990. Lumea încă muncește în fabrici. Rata de șomaj este foarte mică. Toată lumea are de muncă și e fericită. Fabricile produc, dar stai, cine mai cumpără piesele noastre la un preț de 4 ori mai mare? Producem zilnic în fabrici, dar nu avem pe nimeni să cumpere nimic. Cam asta a fost tranziția de la comunism la democrație și o economie de piață. Doar că conducătorii noștri, fiind comuniști inclusiv după ce am trecut de comunism, nu știau ce înseamnă economie de piață, dar nici nu vreau să învețe de la occidentali. Că știm noi mai bine. Salutare frumoșilor, bine ați venit pe canalul vostru de educație financiară. Astăzi discutăm despre modalități să faci bani mai mulți la locul de muncă, mai ales dacă ești tânăr. Și înainte să pornim la drum, nu uita să lași la clipul ăsta un like mare de tot, pentru că tragem să ajungem la 1 milion de subscriberi și practic o să ajute foarte mult să vadă cât mai multă lume clipul de azi. Așa că hai să dăm drumul la treabă. La fel ca și în anii 90, trecem în momentul ăsta printr-o tranziție de zile mari. De ce? Pentru că generația tânără intră pe rol și începe în piața muncii. Iar ăștia mici practic nu mai vor să lucreze în fabrici. De ce oare? Pentru că foarte multe oportunități în momentul ăsta. Mai ales cu nivelul internetului actual, mai ales că spațiul cripto captează din ce în ce mai mult din mediul economic la nivel mondial. De ce aș vrea să mai stau 8 ore la job fără nicio flexibilitate, după aia să termin și să mă duc acasă să nu mai am chef de nimic și să stau să mă uit la Netflix toată ziua? Și apoi aștept cu nerăbdare să vină weekendul, să ies din rutină, să-mi cheltuiesc toți banii și după aia să iau de la capăt. Când pot foarte bine să mă duc să investesc în cripto, să fac day trading, să investesc la bursă sau să pot lucra ca livrator part-time ca să am mai multă flexibilitate sau să-mi deschid un magazin online pentru că nu e nevoie de mine 8 ore acolo în fiecare zi. Așa gândesc majoritatea tinerilor și nu putem să-i condamnăm pentru că sunt foarte multe oportunități. Mai degrabă, hai să găsim soluții să-i ajutăm. Nu să-i obligăm să lucreze ca acum 30 de ani, ca niște mini comuniști îndoctrinați. Așa că hai să vedem ce ar trebui să se întâmple. Ce ar trebui să facă firmele în primul și în primul rând? Ar trebui să se gândească cum ar putea să bage mai mult part-time, să meargă agresiv pe part-time, mai ales pe tineri, din ce în ce mai mult. Mai ales firmele din domeniul ospitalității, turismului, Horeca, toate subramurile astea. În momentele astea, de exemplu, inclusiv la noi, în Mamaia, la beach bar-uri, la cluburi, toți angajatorii preferă să îi țină pe oameni 12, 15, 18 ore la muncă, pentru că este mult mai ieftin decât să aduci pe cineva part-time, sau 6 ore, sau un maxim 8 ore, care oarecum să lucreze la jumătate din programul la infernal, să aibă și ei timp de Fortnite după aceea. De ce se întâmplă asta? Problema aici, practic, sunt taxele la stat, care sunt foarte mari pe angajat, 41% din salariul brut. Majoritatea firmelor din Horeca plătesc cu minim pe economie, pentru că, lasă-mă că oricum fac niște bacșiși destul de generos. Însă dacă firma caută să dea niște incentives, adică niște stimulente, practic toate stimulentele, bonusurile astea sau mărirea de salariu, vin cu taxe la pachet și el. Și trebuie găsit oarecum un teren de mijloc. Și vedem mai încolo un clip cum și statul a venit cu o soluție timidă de început. Dar până atunci, în primul rând, firmele ar trebui să vină cu o soluție economică la precizările anterioare. De exemplu, avem un beach bar cu 6 angajați. Salariul minim pe economie brut este de 2300 de lei. Taxele pe angajat sunt 966 de lei, iar salariul net în mână este 1386 de lei. Deci taxele înseamnă 41% din salariul brut. Problema apare când vrei să mărești salariul, iar procentajul în taxe nu scade deloc, din contră chiar se mărește un pic. Deci dacă vrei să mărești salariul net la 2000 de lei în mână, vei plăti la stat 1486 de lei, care înseamnă peste 42% din brut. Deci angajatorul va plăti în total 3409 lei ca să-l poată plăti pe angajat cu 2000 de lei curat în mână. Problem! Deci dacă ai 6 angajați și vrei să faci mărirea asta de salariu, ca totul să fie legit, te va costa în plus lunar 3684 de lei în plus la salariile nete, 3120 de lei în plus la bugetul de stat, în total 6804 lei. Trebuie să ai o cifră de afaceri destul de semnificativă ca să poți face pasul ăsta. Altfel, riști practic să-ți bagi firma în faliment. Dar o mutare de genul este oarecum mult mai inteligentă decât să cumperi o marfă mai scumpă ca să ai tu un produs mai bun. Și cred că pe viitor asta va desemna câștigătorii, cei care își tratează angajații mult mai bine decât să cumpere cea mai bună marfă de pe piață. Deci firmele, mai ales cele mici, ar trebui să găsească soluții să investească cât mai mult în angajați și nu vorbim doar de salarii aici, vorbim și de ședințe și de niște team building-uri, niște înțelegere, niște educație în plus, niște good vibes în fiecare zi. Dar cumva ar trebui și statul să sară un pic în ajutor. Deci, domnule Iohannis, dacă vă uitați la clipul ăsta... Glumez, nu cred că se uită la clipurile noastre. Deci dacă pentru exemplu anterior firma avea o cifră de afaceri lunară de 100.000 de lei, cu profitabilitate 20%, adică undeva la 20.000 de lei, minus ăștia 6.804 lei, profitul s-ar duce undeva la 13.196 de lei, ceea ce ar însemna doar 13%, nu 20%. Deci oarecum niște cheltuieli de-astea în plus, puse la buget, care n-au fost luate în calcul, aduc profitabilitate mult mai mică. Deci mănâncă din rata de profit. O variantă simplă și imediată aici ar fi să mărești prețurile cu 10%. Asta este, bro. Nu trebuie să-ți fie frică, o firmă
firmă care se dezvoltă are nevoie constant să mărească prețurile. Deci aveam o cifră de afaceri de 100.000 de lei, am băgat o indexare rapidă de 10%, asta înseamnă 10.000 de lei în plus. Plătim 1% impozit pe venit pentru că avem mai mult de un angajat, rămânem cu 9.900 de lei profit aici din banii ăștia în plus. Minus 6.804 lei banii aia pe care i-am băgat în plus la salarii, ne rămân și vreo 3.000 de lei în plus la profit. Bine, asta dacă firma nu este plătitoare de TVA, acolo intrăm în alte discuții. Deci ți-ai acoperit cheltuiala în plus cu angajații, ba chiar s-a mărit și profitabilitatea. Și ce înseamnă mărirea asta de preț de fapt? Dacă ai avut un produs de 10 lei, l-ai mărit la 11 lei. Este oarecum nesemnificativ. Eu dacă aș fi client la o afacere și mi s-ar mări prețul cu 1 leu, nici n-aș băga de seamă. Și plus de asta aș înțelege oarecum că e nevoie să se mărească prețurile ca să se dezvolte compania, care mie îmi place foarte mult. Toate bune și frumoase până aici, ai dat și like la clip, că na, creștere economică. Ce? Nu a dat like? Hai să vedem și la capitolul 2 ce are de făcut statul. Nu statul degeaba, statul român. Statul ar trebui să încerce măcar să mișoreze un pic taxele pentru angajați, pentru că sunt foarte, foarte mari. Ceea ce a și încercat anul trecut în vară, când a venit pandemia. Și să ofere anumite incentive sau simulente, ceea ce s-a întâmplat anul trecut, mai ales pentru domeniul Horeca. Pe nume că statul îți rambursa maxim 41,5% din salariul mediu brut, dacă angajai pe maxim 3 luni. Deci putea fi și o lună, puteau fi 2 săptămâni, 6 săptămâni, dar maxim 3 luni de zile. Am făcut inclusiv noi chestia asta și a ajutat în economia companiei, deși lucrurile s-au mișcat oarecum greuți până am primit banii, dar a fost ok și nu s-a întâmplat cu toți angajații, ci doar cu o parte. Avansurile astea timide pot fi un început de relație foarte, foarte benefică pe viitor. Între bugetul de stat și bugetul firmelor, practic să nu mai forțeze toate firmele astea din Horeca micuțe să facă evaziune fiscală, doar pentru că altfel nu s-ar descurca din cauza taxelor mari pe angajat. Și asta bineînțeles că se întâmplă mai ales în domeniul Horeca, iar autoritățile știu, numai că preferă să trimită niște controle, să dea mai mult amenzi, să facă abuz, în loc să caute oarecum soluții, să vină în ajutorul celor care ar putea sau ar fi nevoie să-și plătească taxele și impozitele. În loc doar să încerce să-i prindă mereu un offside, să le frece o amendă și să-i bagi în faliment. O altă variantă și o propunere personală ar fi ca la mărirea salariului brut ar trebui să scadă un pic taxele. Știu că este greu, dar nu este imposibil. Imposibil este să mărești salariile momentan, mai ales dacă ești o firmă mică la început de drum. O soluție de mijloc pentru firmele astea mici ar fi ca, în loc să mărească salariul brut pe carte de muncă, să se folosească practic de bonurile de masă. Bonuri de masă care au ajuns la o valoare de 20 de lei versus 15 lei 80 cât au fost ultima dată. Diferența aici este că bonurile sunt impozitate de stat cu doar 10% versus 41% cât ar fi mărirea de salariu brut pe carte de muncă. Asta înseamnă că ai o reducere de 31%, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Adică o să ajungă să-ți iei inclusiv al doilea abonament de OnlyFans. Doar că, bineînțeles, există un plafon. Nu poți să mărești salariul net de la 1400 de lei în mână la 2000 de lei în mână, adică 600 de lei pe care să-l oferi angajaților în bonuri de masă. Poți da maxim un bon de masă pe zi pentru fiecare zi lucrătoare din lună. Că na, mănânci o dată pe zi și ți ajunge, nu? Deci ai 8 ore pe zi lucrate, ai 5 zile pe săptămână și ai undeva în medie la 21 de zile pe lună. 21 ori 20 de lei, ai undeva la 400 de lei maxim. Deci ai putea mări salariul net de la 1400 de lei la 1800 de lei și să plătești taxele astfel. 2350 de lei brut ca să poată să primească angajatul 1400 de lei net în mână, 400 de lei pe bonuri, 10 lei taxele pe bonuri, care înseamnă încă 40 de lei, în total 2690 de lei, care este plata totală a angajatorului pentru un angajat, versus un salariu brut normal pe carte de muncă, care la 1800 de lei net în mână, angajatorul trebuie să plătească 3047 de lei. Deci salvezi undeva la 350 de lei lunar pe angajat, iar dacă aveai 6 angajați din calculul de mai devreme, salvezi 2100 de lei lunar, ceea ce înseamnă că din ăia 6800 pe care trebuia să-i dai în plus pe lună, ai salvat 30% în fiecare lună de acum încolo. Ar fi o variantă intermediară măcar, până înveți sau găsești soluții să îți scazi cheltuielile lunare din firmă. Că poate nu vrei să mărești din prima prețurile cu 10% sau poate poți să o faci cu doar 5%. Sau poate le poți face pe amândouă, să și mărești prețurile cu 5%, să și scazi din cheltuieli cu 10% de exemplu. Se analizează mai multe opțiuni, se găsesc, există. Plus bonurile astea de masă nu vin ca înainte, ca niște foi de alea de hârtie să stai să le rup la Lidl, să se uite toată lumea la tine și să aștepte și să te înjure. Acum îți vine practic un card cu bani pe el care reprezintă valoarea bonului pe care l-ai primit. Inclusiv cardul ăla se poate integra în telefon, mi se pare că este o aplicație, și cu telefonul să plătești pur și simplu la Lidl după aceea. Așa că hai să vedem cum arată viitorul în următorii 10 ani de zile cel puțin. Pentru că pe lângă problema asta economică de taxe și impozite, pandemia care i-a băgat în boală Horeca, mai este și o problemă mare cu tinerii din România, care nu mai vor să muncește firarea ei să fie. Asta este iluzia antreprenorilor ăștia cu mentalitate veche.
că tinerii din ziua de azi sunt needucați, nu mai vor să lucreze, nu îi mai interesează, nu le mai place nimic. Din cauza asta, mai niciunul dintre ei nu caută o soluție să-i atragă oarecum la muncă și să le dea mai multe chestii de făcut. Ca să ajungem să îi înlocuim cu roboți, mai durează câteva decenii probabil, pentru că da, e interesant să înlocuim joburile care nu mai sunt dorite și să le automatizăm pentru totdeauna, scăpând de ifosele celor tineri. Este o concepție nasoală, iar dacă ești antreprenor, îmi pare rău dacă te supără adevărul în momentul ăsta. Dar trebuie găsite soluții inclusiv pe termen scurt, iar cea cu part-time-ul agresiv pentru tineri este una foarte bună, după părerea mea. Și eu, dacă aș avea în momentul ăsta între 16 și 23 de ani, aș prefera să mă duc, de exemplu, de mâine la muncă, de la 8 la 11 să fiu barista. Să fac cafele oamenilor, să socializez cu ei, să le dau energie bună, să-mi iau și eu. După aia, de la 11, să mă duc, de exemplu, ca livrator 2 ore la Glovo. Apoi să-mi iau o oră pauză de masă, de exemplu, și de la ora 14 să bag 3 ore de cursuri online. Iar pe seară să fac, nu știu, 3 ore de research online despre cripto pentru o companie medie care se ocupă cu crypto assets. Și practic astfel sunt plătit din 3 părți, îmi fac experiență din 3 domenii diferite. Ajung într-o zi să nu mai îmi placă un domeniu, pur și simplu renunț la el pentru că am două linii de venit separate la care am lucrat. Poate ajung să fac și TikTok-uri cu research în cripto pentru că mă pasionează domeniul ăsta și în următorii 5 ani de zile poate le las pe celelalte deoparte și merg strict pe asta și ajung un manager, de exemplu, la o firmă de asta mare care se ocupă cu crypto assets. Nu știu. Sau poate fac, de exemplu, un canal de YouTube unde prezint cum se face cafeaua. Că îmi place mai mult, de fapt, mediul ăsta unde sunt barista și cum servesc clienții și învăț pe oameni cum se face și marketingul de acolo și cum vorbești cu ei și cum iei mai mult tips și practic îmi construiesc un brand personal pe domeniul ăsta. Că mă pasionează mai mult domeniul ăsta de cafea și poate vreau să ajung un Dorian Popa al cafelei în România, de exemplu. Sau poate fac toată treaba asta în social media cu toate joburile mele și toată activitatea mea zilnică. Astfel îmi voi crește practic brandul personal și voi da exemplu către mult mai mulți tineri care și ei ar putea face chestia asta și ar putea să-i ajute pe termen lung. Și dacă și angajatorii încep să investească mai mult timp și mai mulți bani în latura asta umană a companiei, pentru a crea mai multă flexibilitate pentru tineri, un mediu de lucru mai cu good vibes, în loc de strictețea aia veche cu care veneau șefii la muncă și te puneau să faci chestii și te certau dacă nu le făceai, atunci lucrurile vor deveni mult mai bune pentru companiile de genul ăsta și inclusiv pentru tinerii care trec prin experiența lor. Și cam asta ar fi ideile mele pentru astăzi. Aș vrea să aud și de la tine în comentarii niște păreri și nu uita să dai subscribe la canal pentru că tragem să ajungem cât mai mari 1 milion de subscriberi. Ca să impactăm în bine cât mai mult tineretul din România. Și pe lângă asta, nu uita să lași și un like la clipul ăsta pentru că va ajuta la fel să fie văzut de cât mai mulți tineri. Și nu uita, dacă vrei să investești pe Maiar, îți las un link în descriere și la primii 200 de dolari pe care îi transferi și cumperi Elrond, primim amândoi câte 10 dolari. De acolo cu Elrondul ăla poți să-l pui practic la staking să câștige Elrond mai mulți pe termen lung. Mersi că te-ai uitat la clipul ăsta până la final și sper că ai început vara în forță. Pe data viitoare!